Slăvit să fie mielul. Slăvit să fie Domnul Iisus. El este mielul. A fost mielul, este mielul în cer la Dumnezeu. Mielul care a ridicat păcatele și încă și astăzi mai iartă și mai șterge vina oamenilor care se întorc la El și se pocăiesc. Lăudat să fie numele Lui. Dragii mei, suntem în casa Domnului, în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Și aceasta pentru noi este o oportunitate binecuvântată. Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Putem asculta multe lucruri cu urechile noastre. Dar binecuvântată este urechea care selectează și dintre toate alege să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Se vorbea de dimineață despre un tânăr, despre un copil care atunci când l-a chemat Domnul, el a rostit și a spus, învățat fiind de tutorele său, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Am vrea să fim robii Domnului seara aceasta și să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Un înțelept a făcut o cântare și mi-am notat două strofe din cântarea aceasta care îmi place să le amintesc mai des, care dau valoare, de fapt, cuvântului lui Dumnezeu și ne spun ce este El, de fapt. Cuvântul tău e adevărul, mai înainte de a fi cerul, din veșnicie neschimbat, a fost cuvântul tău curat. Cuvântul tău nu-i râs, nu-i glumă, nici vorbă fără căpătâi. Cuvântul tău e înțelepciune și în toate El a fost întâi, slăvit să fie numele Domnului. Dragii mei, în seara aceasta s-au citit aproximativ 10-12 versete și ele sunt puse una lângă alta, așa, un contrast izbitor între cele două texte. Eu m-am gândit că seamănă cu două grădini. Grădina Carmelului, acolo unde spune prorocul Isaia, profețește și spune despre acea pustie pe care Domnul o poate să o facă, să fie în ea trandafiri, să fie izvoare de apă, să fie acolo o frumusețe deosebită, flori și un peisaj deosebit. Dar parcă în celălalt text, uitându-mă mai atent, am văzut un contrast deosebit, parcă m-am întristat. Dar totuși mă gândesc la îndurarea Domnului, că Domnul poate să facă și aceasta să fie o grădină a Domnului. Și anume, în textul care l-am citit, parcă nu e atât de plăcut. Haine mânjite. Vedeți, la cercetarea Domnului n-au fost găsite fapte desăvârșite. Apoi cuvântul Domnului aici, Domnul Iisus spune așa, auto-înșelare, îți merge numele că trăiești. Și lucruri de genul acesta. Dar totuși se încheie și textul acesta cu un verset plin de speranță care ne spune și se termină că Domnul are în mână o carte și spune că Domnul pentru cei care se pocăiesc și care se întorc la El și rămân lângă Dumnezeu și umblă cu Dumnezeu, Dumnezeu le va scrie numele în cartea vieții. Lăudat să fie numele Domnului. Aș vrea ca peste întreaga adunare să vină îndurarea lui Dumnezeu. Că numai îndurarea lui Dumnezeu, dragii mei, poate să facă această transformare. Îmi place un verset atât de mult pe care îl găsim în cartea prorocului, în cartea prorocului Mica, la capitolul 7, vă rog să îl afișați, versetul 17 sau versetul 18, aș vrea să-l citesc, să vedeți ce frumos cuvânt, care ne dă speranță. Și cred că nouă ne place tuturor versetul acesta. Și trebuie să ne placă. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici despre Dumnezeu, despre atributul acesta pe care îl are Dumnezeu în cartea Mica, la capitolul 7, versetul 18 și versetul 19. Care Dumnezeu
este ca tine, care ierți nelegiuirea și treci cu vederea păcatele rămășiței moștenirii tale. El nu ține mânia pe veci, ci îi place îndurarea. Slăvit să fie Dumnezeu! Lui Dumnezeu îi place să fie îndurător. Aș vrea ca îndurarea Domnului în seara aceasta să vină peste noi toți. Dumnezeu poate să facă această transformare și spune în versetul 19, El va avea iarăși milă de noi, va călca în picioare nelegiuirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele lor și ale noastre. Le poate Domnul arunca în mare uitare, doar trebuie să venim cu recunoștință, cu pocăință și cu dorința de a umbla cu Dumnezeu în continuarea vieții noastre. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, când vorbim despre biserica din Sardes și despre mesajul și destinatarul care a trimis această scrisoare, din cuvântul Domnului știm căci cel ce destinează, ce trimite această scrisoare, e vorba de o scrisoare. Apostolul Ioan îi spune Domnul Iisus acolo, cel ce are în mână, este arătat aici, cele șapte stele și care are și cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu. Este vorba de Domnul Iisus și cele șapte stele reprezintă cei șapte îngeri ale bisericilor din Asia la care erau trimise aceste scrisori. Când este trimisă această scrisoare la biserica din Sardes, ne gândim automat dacă această scrisoare se potrivește și pentru noi. Pentru că biserica aceea din Sardes nu mai există. Probabil există o altă biserică în zonă, într-o altă, eu știu, aliniament, într-o altă așezare geografică sau să fi fost acolo, să fie acolo o biserică. Dar nu este aceea căruia îi se adresează Domnul Iisus. Dar eu cred că cuvântul lui Dumnezeu, care este neschimbat, cuvântul lui Dumnezeu care este real și valabil pentru toate vremurile și pentru toate veacurile, acest cuvânt ne va folosi și nouă în seara aceasta. M-am gândit să încep cu o întrebare pentru noi toți. Tu ești viu sau ești mort? Dar am vrut și m-am gândit că această întrebare să o facă Dumnezeu în duhurile noastre a fiecăruia. Să ne pună El întrebarea. Probabil eu aș fi, eu știu, în gândurile dumneavoastră v-ați întrebat, dar de ce ne pui nouă întrebarea? Tu te-ai întrebat? De aceea aș vrea să las pe Duhul lui Dumnezeu să pună El această întrebare. Tu ești viu sau ești mort? Vedeți, mesajul acesta al Domnului Iisus este un mesaj pentru cei morți din partea unui Dumnezeu veșnic. Da, da, ne vom gândi ce are Dumnezeu cu cei morți? Vorbește Dumnezeu cu morții? Dumnezeu vorbește cu morții câtă vreme ei sunt în viață. Acum o altă întrebare, dar sunt morți care umblă în viață? Sunt? Umblă printre noi? Îi vedem cu ochii noștri? Sunt morți? Dragii mei, starea aceasta de moarte care o descoperă stăpânul, cel ce ținea cele șapte și ține toate bisericile din lumea aceasta, El știe dacă suntem vii sau suntem morți. El știe și vrea să vorbească cu morții aceștia. E vorba de o stare de moarte. Era inutil ca Domnul să vorbească cu cei trecuți din viață. Nu mai are Dumnezeu cu acei niciun cuvânt. O terminat capitolul cu ei. Dumnezeu vrea cu noi să vorbească. Dar să fie morți oamenii, să fie între noi oameni morți, să fi fost în Sardes oameni morți, creștini morți, care se auto-înșelau că trăiesc.
Dar ei erau morți din punct de vedere spiritual al relației lor cu Dumnezeu. Ei se credeau că sunt vii. Dar cel mai bine este când Dumnezeu dă un verdict. El are în mână cântarul, El știe toate lucrurile. Măsurătoarea Lui e mai bună. Noi nu știm măsura bine, nu știm cântări bine. Domnul măsoară toate lucrurile. Slăvit să fie Domnul! L-o cântărit pe Belșațar și nu a greșit cu nimic în gramajul în care l-o cântărit. Mă cântărește pe mine și te cântărește pe tine. Și aș vrea să spun că nu greșește cu nimic în cântarul în care te pune. El nu va fi cu părtinire. Când Domnul îi poruncește îngerului aceluia din descoperirea lui Ezechiel, ni se spune că acolo îngerul a primit porunca și a spus: du-te și măsoară templul și pe închinătorii din templu. Ar fi inutil să vină Domnul și să măsoare biserica aceasta. Mă refer la pereții aceștia, a bisericii noastre, a clădirii acesteia. Dumnezeu are de-a face cu închinătorii din templu. Dumnezeu nu-i interesat și nu-i nevoie să-L întrebăm pe El cum să o facem, de mare, cu boltă, cu etaj, cu balcon, cu, eu știu, cu lumini, cu leduri sau ce mai punem noi. Nu-L interesează pe Dumnezeu. Dumnezeu este interesat dacă închinarea măsoară închinătorii adevărați în Duh al lui Dumnezeu. Adevărați închinători ai Tatălui, spunea Domnul Iisus, femeii din Samaria, sunt acei care se închină lui Dumnezeu în orice loc, în Duh și în adevăr, slăvit să fie Domnul. Poți să te duci pe Puchberg să te închini înainte lui Dumnezeu, dacă n-ai o biserică, dacă n-ai un loc unde să te strângi, dar dacă te duci acolo, dacă te duci într-o câmpie, dacă mergi în cămăruța ta, te cobori în chelă, Dumnezeu dorește doar atât, că închinarea ta să fie în Duh și în adevăr. El măsoară, El cântărește, El știe. Un Dumnezeu care știe, uitați aici, începe Dumnezeu și spune în a tot știința Lui, a tot puternicia, El vine și spune: știu, biserică din Sardes, știu faptele tale. Biserica Maranata din vina noastră, te știu, te cunosc. Îți cunosc starea, îți cunosc situația, știu prin ce treci, îți cunosc împrejurările vieții, îți cunosc obstacolele, știu unde te-ai oprit de bunăvoie sau forțat, știu, toate le știe Dumnezeu. Noi zicem că știm și noi multe. Și s-au arătat oameni care au zis că știu multe. S-au ridicat oameni și au spus: noi știm multe. Și ne-au dus în NATO. Și ne mor copiii, și mor copiii oamenilor în Afganistan, uciși de bombe. Pentru că oamenii au știut multe. Au știut unii mult și au spus: noi vă ducem în UE, în Uniunea Europeană. Și suntem bombardați pe străzi de străbălați și de homosexuali și de toate păcatele Sodomei. Pentru că unii au zis că știu. Vă scoatem noi din criză, vă dăm libertate. Atât au știut. Și sunt mulți care spun și astăzi prin biserică: oh, eu știu multe. Eu știu cât 20, nu mai am nevoie de voi, de lângă voi nu mai am nevoie. Nu mă mai interesează, știu eu totul. Rezolv eu problema. Atâta știu de mult că li se umflă capul și le plesnește capul de atâta înțelepciune. Dar duc pe alții în rătăcire, pentru că știu multe. Dumnezeu când spune că știe, El știe, El cunoaște. Știu când te culci și când stai jos, când te ridici, când te duci. Știu tot ce gândești. Când te uiți, știu la ce privești. Privesc nu la ce privești, privesc în inimă. Dumnezeu știe, scrie acolo tot. Și la un moment dat, văzându-se descoperit această biserică, la un moment dat, după ce Domnul îi arată că știe multe și cunoaște multe, numai că ce trebuia nu avea această biserică, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în continuare. Îi scrie o scrisoare. M-am gândit, n-ar fi putut Dumnezeu acelui înger, acelui păstor, coordonator din biserica din Sardes, că despre el este vorba,
Dumnezeu nu scrie scrisori îngerilor la el din cer, pentru că ei au tot timpul comuniune. Este în contact cu ei, într-o relație cu ei. Aici este asemănat îngerul bisericii, păstorul, coordonatorul de acolo, nucleul de bază. Și stă de vorbă cu el și îmi spui, scrie o scrisoare. Scrie o scrisoare. Așa alege Dumnezeu, să trimită scrisori, așa, în parte, individual. Are Dumnezeu ce să scrie și el știe motivația pentru ce scrie. Și spune, scrie acolo. Dumnezeu se descopere prin multe lucruri. Dumnezeu se descoperă și vrea să transmită mesaj, o poate face prin vis. Știți că lui Abimelec, i-a vorbit Dumnezeu la un netăiat împrejur. Lui Abimelec, împăratul filistenilor, când a luat-o pe nevasta lui Avram, i-a vorbit noaptea. Nu te atinge, că e nevasta omului. Nu te atinge, i-a vorbit Dumnezeu să-l scape de un rău, de un păcat. Dumnezeu a vorbit lui Belșațar. Dumnezeu când vrea să adresează, scrie și cum scrie el, alege el. Nouă ne-a scris Dumnezeu de la începutul vremurilor. Avem Biblia, Scriptura, e scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu. În aceste cuvinte, scrisoare de dragoste, pe care le scrie mirile pentru mireasa lui, este singura carte în care este trecută conduita după care trebuie să pregătească mireasa. După care trebuie să pregătească mireasa Domnului să fie fără pată și fără dezvârșitură, să fie prezentată înaintea mirelui când o va răpi la cer. E singura carte după care noi trebuie să ne conformăm, frați și surori. E cartea care ne învață moralitatea cea mai sublimă, cea mai nobilă, care ne spune să umblăm frumos, să umblăm curați, dar să nu umblăm extravaganți. Ne arată care să fie podoaba noastră și dinăuntru și de afară. Arată cum trebuie să se comporte mamele, cum să se îmbrace mamele, cum să se comporte tații, cum se manifestă tații în familie. E cartea aceasta, e scrisoarea lui Dumnezeu. Și Pavel îi spune lui Timotei, dreptarul acesta al învățăturilor sănătoase, Timotee, păzește-l, păzește-l. Domnul să ne ajute să păzim cuvântul lui Dumnezeu. Iubiții mei, el scrie în dragostea lui, pe muntele Sinai, prima scrisoare adresată evreilor, poporul Israel a fost în dragostea lui Dumnezeu. Prin Moise l-o chema pe munte și Dumnezeu, pe niște table de piatră a săpat el însuși cu mâna lui cele 10 porunci din Decalog, prin care poporul să se conformeze, să umble înaintea lui Dumnezeu. Apoi ne mai spune că Domnul Iisus pe pământ, într-un loc a scris, îi se spune în Evanghelie, că la un moment dat înaintea Domnului a fost adusă o femeie care a fost prinsă în faptul curviei, păcatului. Și pe când veneau pârâșii cu plângerea, Domnul Iisus a plecat și a început să scrie cu degetul pe pământ. Nu știm ce a scris acolo. Eu cred că acolo, în scrisul acela, Dumnezeu a scris, Domnul Iisus a scris iertare. Pentru că ce a rostit cu gura lui a fost acolo scris ca să rămână, că Domnul a scris îndurare, iertare. Și i-a spus femeii, nu te osândesc, du-te în pace, dar să nu mai păcătuiești. Nu știu dacă în dreptul nostru mai vedem cuvântul acesta. Dacă mai vedem că în dreptul nostru, dacă mai știm că și nouă Dumnezeu ne-a trimis în scrisoarea lui iertarea lui. Și ne-a scris ca să vedem vizibil că suntem iertați lui. Dar avem un cuvânt al lui Dumnezeu aici, că dacă ne mărturisim păcatele noastre, el este credincios și drept să ni le ierte și le aruncă în mare uitării, le spală în sângele lui, slăvit să fie numele Domnului. Și cum am mai zis, i-a scris împăratului Belșațar și Domnul a mai scris în mai multe rânduri. Dar, iubiții mei, Dumnezeul nostru, cum am spus, este un Dumnezeu a toate știutor. Am arătat că Dumnezeu, în îndurarea Lui, poate trece peste tot ceea ce am făcut noi. Cât ar fi de greu, cât ar fi de grav, cât ar fi de murdară starea, situația noastră, Domnul o poate șterge. Aș vrea să arăt câteva puncte în care noi putem, și Biblia ne declară că dacă noi avem aceste lucruri, noi de fapt suntem morți. Noi de fapt suntem morți.
ca să descălcească Dumnezeu lucrurile acestea din mintea noastră, aș vrea să mergem cu gândul în Scriptură, ca să vedem acolo unde ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul ne spune prin Apostolul Iacov, la un moment dat, cred că pe la capitolul 2, vine și spune căci credința, fără de fapte, este moartă. Deci putem fi morți înaintea lui Dumnezeu dacă noi nu avem credință. Și dacă nu avem credință, nu suntem plăcuți lui Dumnezeu. Facă Dumnezeu în seara aceasta să ne mărească credința. Să vorbească Dumnezeu în seara aceasta. Să ne vorbească și să ne spună cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelistul Ioan la capitolul 5, versetul 24 și versetul 25, aș vrea să citesc, să vedeți ce spune acolo cuvântul Domnului Iisus pentru cei morți. Uitați, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia, slăvit să fie Domnul. Vorbea Domnul Iisus de cei morți în trup, pentru că Domnul a făcut mai multe învieri, dar Domnul s-a arătat să vorbească și celor morți în păcate. I-a vorbit și lui Zacheu. Într-o zi a trecut pe lângă el și i-a vorbit și a spus: Zacheu, dă-te jos, că vreau să intru în casa ta. Fără de mine, tu ești mort. Dacă eu nu intru în casa ta, dacă nu intră viața, dacă nu intră mântuirea în casa ta, tu ești mort, tu n-ai viață. Și Domnul a dăruit acolo viață. Și Zacheu s-a întors la Domnul și s-a pocăit. Iată dar că toți acei care nu l-au pe Domnul Iisus în casa lor, în viața lor, care n-au mântuirea Domnului Iisus asigurată, ei sunt morți. Ei sunt morți. În altă ordine de idei, cuvântul Domnului ne mai spune în capitolul 11 și cu versetul 32 din Exod, din Numeri, la un moment dat ni se spune că cei de pe vremea lui Moise când umblau prin pustii spre Canaan, la un moment dat li s-a venit pofta de carne. Le-a venit pofta de carne. Au neglijat mana, au nesocotit-o. Și spune cuvântul Dumnezeu că mulți din ei au murit cu carnea pe când aveau carne în gură. Au murit în pustie, i-a înghițit pustia. Știți de ce și cum s-au numit mormintele aceia? S-au numit mormintele lăcomiei. Iată dar că lăcomia, dacă ești în viața ta, dacă ești lacom, dacă te lupți mai mult pentru firea pământească, dacă alergi mai mult pentru Adamul acesta și împlinești poftele, poți să fii mort față de Dumnezeu. Mormântul tău să se numească mormântul lăcomiei. Acolo, în mormântul acela, cei care au trecut pe acolo au văzut că oamenii aceia, în locul acela, au murit acei lacomi, acei pofticioși, acei care plăcerea lor a fost în lumea aceasta, în plăcerile lumii acesteia. Toți aceștia sunt în categoria aceasta. Dumnezeu să ne păzească, dragii mei. Apoi ne spune cuvântul lui Dumnezeu că bârfa, vorbirea de rău, dacă o avem în viața noastră, dragii mei, ne spune că noi suntem morți, noi nu suntem vii atunci. Uitați ce spune cuvântul Domnului tot în Exod. De data aceasta, în Numeri, în capitolul 12, un capitol întreg este atribuit Mariei și lui Aron, dar mai ales Mariei, sora lui Moise, au început să vorbească rău despre Moise, despre fratele lor. Știm noi ce au vorbit, numai că lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Și spune că la un moment dat i-a chemat pe Dumnezeu pe toți. I-a chemat pe toți să discute cu ei. Și pe când se ridica norul lui Dumnezeu din prezența lui, fruntea Mariei a fost plină de lepră. Știți ce a vorbit Aron? Când a mijlocit la Moise pentru ea, a zis: Domnul meu, roagă-te pentru ea. De ce să fie sora noastră ca un copil născut mort? Iată dar o situație care noi credem că e ușor, așa, vorbirea, bârfirea, vorbirea de rău, nu-i ceva care să ne țină în pericol. Ba da, este trecută acolo de cuvântul lui Dumnezeu și eu îi dau crezare că atâta vreme cât eu vorbesc de rău pe fratele meu,
atâta vreme cât eu îl bârfesc, atâta vreme eu îl nesocotesc și îl vorbesc pe ascuns, atâta vreme când eu fac lucrurile acestea, cuvântul Domnului mă numește când îl urăsc pe fratele meu, ucigaș. Și afară sunt ucigași, ne spune în Apocalipsa. Acolo sunt ucigași, sunt afară. Toți acei ce urăsc, care bârfesc, care vorbesc de rău, sunt socotiți morți din punct de vedere al relației cu Dumnezeu. Dragii mei, sunt multe lucruri. În Faptele Apostolilor, în capitolul 5, ni se spune că minciuna este o stare în care ne poate să ne fim socotiți ca morți înaintea lui Dumnezeu. Anania și Safira, bunăoară, se hotărăsc să vândă o moșioară și să o aducă la picioarele apostolilor. Să facă și ei o bine, o facere de bine. Erau oameni văzuți și au zis, măi, nu se poate, trebuie să aducem și noi ceva. Dar știi, o înjumătățim, o facem cumva noi, să ieșim cu față curată, știți, făsărnicia. Faci una și spui că faci alta și ai făcut alta. Când au venit înaintea apostolilor, le-au pus acolo jos darurile, banii și Petru îi întreabă, Anania, cu atât ați vândut moșioara? Da, cu atâta. Știi, cu tot e aici. Știi, noi suntem creștini, noi dăm tot. Noi dăm tot. Nu oprim nimic. Nu pe noi ne-ai mințit, o zis Petru, ci pe Duhul Sfânt. Cum i-au scos pe amândoi? Morți. Dragii mei, dacă am văzut aceste stări în care noi putem fi în pericol să fim morți, să fim morți. Mesajul lui Dumnezeu în continuare ni se spune că este o soluție. Mai este o soluție, pentru că aici în cuvântul Domnului ne este arătat, unde am citit, că mai era ceva acolo în Sardes. Spune, mai ai totuși acolo ceva. Mai ai acolo, dar puțini sunt din aceia care nu și-au mânjit hainele. Aceștia vor sta cu mine îmbrăcați în haine albe, care nu și-au mânjit hainele. Știți care e soluția pentru haine? Soluția pentru hainele murdare, pentru hainele pătate care ni le-a dat Dumnezeu nouă și le-a îmbrăcat, cum zice în Isaia, ca pe un mire îmbrăcată, pe mireasă îmbrăcată cu bodoabe pentru mirele ei. Ne-a îmbrăcat în haina mântuirii. Cred că ar trebui să ne facem o verificare cum este haina noastră. Ar trebui să ne facem o verificare cum este haina sufletului nostru. Este pătată? Este mânjită? Este murdărită? Dragii mei, soluția știți care este? Tot în Apocalipsa, pe la ultimele capitole, acolo ni se spune că ferici de cei ce spală hainele în sângele mielului, ca să intre pe porți în cetate. Soluția și trecerea liberă în împărăția lui Dumnezeu, în cetatea lui Dumnezeu, este spălarea hainelor în sângele lui Iisus Hristos. Nu este altă soluție. Nu, 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 faptele bune nu completează aceasta. Nu, 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 religiozitatea mea nu, frecvența mea la adunare nu completează aceasta. Nu, nu, eu trebuie să-mi spăl hainele. Eu trebuie să-mi fac rost de o haină nouă. Eu nu am voie să neglijez porunca, pentru că s-a dat porunca. Și acolo, în Evanghelia după Matei, la capitolul 22, este arătat un om care nu a respectat porunca lui Dumnezeu. S-a bazat pe prietenia cu cel care a făcut nunta, pe legătura pe care o avea cu el. Știți, o să facă cu mine ceva mai deosebit, o să fie indulgent. N-am avut timp, știi, dar eu mă duc, poate capăt acolo o haină. Știți, i-a spus prietenul care era stăpânul nunții, prietene, cum ai intrat aici? Unde este haina? O mai avut timp să spună că nu a avut timp? O mai avut puterea să spună că nu a găsit croitorul? Nu a avut nicio putere. A amuțit, dragii mei. E vremea acum când ne putem face rost de haina. Și soluția este, noi am primit haina. Problema e doar să găsim soluția, să ne spălăm hainele în sângele mielului. Și Dumnezeu să ne ajute. Dragii mei, și mai există o șansă. Acum ne gândim, vom rămâne tot morți? Vom rămâne în starea aceasta? Este pentru starea aceasta de moarte? Este o soluție și pentru aceasta? Da, este o soluție. Și soluția o găsim tot la Dumnezeu. Tot la Dumnezeu. Hai să citim în capitolul 37
din Ezechiel. Îl ia Dumnezeu pe Ezechiel și îl duce într-un loc pustiu. Îl duce în Valea Oaselor. Și când ajunge acolo în Valea Oaselor, Dumnezeu îi spune lui Ezechiel și îi spune să predice, îi spune să vorbească. Ezechiel a zis, eu vreau să vorbesc. Dar ce să vorbesc? E foarte important. Când ești pus într-o situație și Dumnezeu te pune să vorbești, apoi trebuie să vorbești cuvântul lui Dumnezeu. Nu vor învia morții dacă spui bazme. Nu vor învia morții din biserică dacă descrețești frunțile ascultătorilor. Dacă vei spune bancuri și tot felul de lucruri, prin aceasta nu vor învia morții. Că în Isaia, capitolul 26, versetul 19, ni se spune acolo, să învie dar morții tăi. Dar morții nu învie după bancuri, nu învie după toate lucrurile acestea ușurate ce care le vedem noi. Că credem că completăm noi înaintea lui Dumnezeu ceva. Ele nu vor învia. Dacă cântările, dacă predica, dacă mesajul prorociei nu ne duc în prezența lui Dumnezeu și nu te duce în prezența lui Dumnezeu, nu rămâne înșelat, tu ești mort. Singura soluție e cuvântul lui Dumnezeu. Și nu numai cuvântul lui Dumnezeu. În continuare, Ezechiel nu se lasă și Dumnezeu nu lasă. Și spune, bă, omule al lui Dumnezeu, se vor putea uni oasele acestea? Se vor putea uni? Da, se pot uni, dar e nevoie de Duhul lui Dumnezeu. E nevoie să sufle Duh de viață. E nevoie să sufle zvânt de prezența Duhului Sfânt în adunare. De asta e nevoie și noi fugim de aceasta. Fugim de ea și nu o practicăm. Nu practicăm rugăciunea, insistența înaintea lui Dumnezeu. Ca să învie morții, trebuie să mijlocești. Să mijlocești pentru casa ta, pentru prietenul tău. Să-l duci pe targă, kilometri, să nu te dai bătut. Chiar dacă va trebui să faci stricăciuni, va trebui să faci pagubă, să suferi, să te sacrifici, trebuie mijlocit să pus înaintea lui Dumnezeu și învie morții. Vor învia morții, vor învia. Când? Când vei vorbi cuvântul lui Dumnezeu, când cuvântul va fi rostit cu putere de la Dumnezeu. Și mai este o condiție, pocăință. Nici asta nu ne place. Dar e singura stare în care Dumnezeu poate să sufle vânt de viață. Pocăiți-vă, dar spunea apostolul Pavel, Petru, atunci la Ierusalim, ca Domnul să trimită peste voi vremuri de înviorare, să trimită Dumnezeu viață. E nevoie de pocăință. Ce înseamnă pocăința? O citi fratele Buna data trecută. Orice vale să fie înălțată și orice munte să fie coborât. Uniformizare. Calea Domnului se pregătește prin uniformizare. Nu, nu să stea unul lângă noi neșcolat, nepregătit. Și eu cu școală și cu pregătire sau bogat și el sărac să mă uit așa de la el. Nu, nu, nu. Aia nu e uniformizare. Nu e uniformizare. Apostolul Pavel la Roman, la capitolul 12, vă rog să afișați, versetul 3, vorbeam cu frații mai înainte despre el. Fiecare să, are de, să aibă despre sine o părere numai înaltă decât după măsura de credință care a dat-o Dumnezeu fiecăruia. Nu numai cât ești credincios, atâta să te socotești înaintea lui Dumnezeu. Numai cât ești credincios, câtă credință ai, nu te arăta că poți. Nu te arăta că tu faci, dacă nu poți, nu te înrola, nu te amesteca, rămâi la locul unde te-a așezat Dumnezeu. Domnul să facă, dragii mei, lucrul acesta în mijlocul nostru, în seara aceasta. Haideți să vedem pe aproapele nostru mai mare decât noi, să ne coborâm noi. Alții ne spun să fim, că noi trebuie să fim preși. E foarte ușor să fii preș. Sigur, ai de pierdut. Vei fi vorbit, hai, s-o plecat și ăla, bă, eu nu mă plec, hai, până-i lume. Dar tu ai fost la Ioan Botezătorul, ție nu s-o spus Ioan Botezătorul că trebuie să te pleci? Trebuie să fii preș uneori, robul Domnului, trebuie să fie tăietor. Nu să taie, să fie tăietor, să taie pe el. Așa trebuie să fie robul Domnului. Dacă vrei să învie morții, dacă vrei prin exemplu tău să învie alții, fii tu supus, ascultător. Și vine Dumnezeu vremea când Dumnezeu va face toate lucrurile egale în împărăția Lui. Și mai este un secret, dragii mei, speranța noastră este că Domnul ne-a scris numele în cartea vieții. Și aici ne spune cuvântul Domnului așa, cel ce va birui, în continuare vine și spune, numele Lui nu-L voi șterge nici de cum din cartea vieții.
Dar de cum că noi zicem că dacă am fost trecuți odată acolo, nu se mai șterge, nici de cum. Oare nu se poate șterge? Știți cine îl poate șterge numele acela din cartea vieții? Mai tare. N-avem îndrăzneală. Noi îl putem șterge. Prin comportamentul nostru. Noi ne putem șterge numele din cartea vieții, dragii mei. Luând o atitudine de felul acesta, ne ștergem numele din cartea vieții. Ne ștergem atunci când păcătuim, atunci când facem lucruri cu voia. Doamne, mijlocește pentru noi în seara aceasta. Ne spune cuvântul Domnului în cartea Exod, la capitolul 32, și cu versetul 32 îmi pare acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise intervine pentru popor. La un moment dat, poporul a făcut un păcat deosebit de mare. Atunci cu vițelul. Dar Moise vine și intervine. Și spune în versetul 32, iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Mai departe, vă rog să afișați, să vedeți ce spune acolo mai departe. Ce spune Dumnezeu? Nu! O greșit Dănuț, nu-l va pedepsi pe cutare. Nu, pe Dănuț îl va pedepsi Dumnezeu. Lui va șterge numele din cartea vieții. Pe cel ce-a păcătuit, Domnul a zis lui Moise, pe cel ce-a păcătuit împotriva mea, pe acela îl voi șterge din cartea mea. Singurul lucru care ne poate șterge numele din cartea vieții e păcatele pe care noi le mai facem. După ce am fost curățiți, după ce am fost albiți, să nu ne încredem că numele nu se șterge. Noi îl ștergem. Prin atitudinea noastră, prin păcătuirea noastră, prin întristarea voii lui Dumnezeu și împietrirea inimii noastre. Într-o zi, Dumnezeu, celor care vor sta la ușă, le va spune, duceți-vă de la mine. Și ei au avut numele în carte vieții. Și ei l-au avut. Haideți să-l păstrăm acolo. Să ne bucurăm. Nu că facem semne și minuni, că predicăm, că facem misiune, că ridicăm bolnavi, că învie morții sub mâinile noastre. Aia nu e o dovadă că numele ne poate rămâne scris în cartea vieții. În Evanghelia după Luca, la capitolul 10, Domnul Iisus stă de vorbă cu ucenicii după ce se întorc din misiune și ei se bucurau de mare realizare. Știți ce au zis? Doamne, și dracii sunt supuși. Au înviat morții, s-au vindicat bolnavi. Și Domnul le spune, nu de aceasta să vă bucurați. Bucurați-vă! Că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Domnul să ne ajute să ne-l păstrăm acolo, să luăm atitudine de pocăință, de smerenie, de supunere. Și când va veni Domnul și va deschide cartea, să ne fie găsit acolo în cartea vieții. Până atunci, la pocăință, la sfințenie și la întoarcere la Domnul. Și Domnul să ne ajute pe toți. Amin.